peste 150 de dansatori au făcut parte din flashmobul organizat, la care au participat peste 200 de constanțeni. Cu toții au fost impresionați de ceea ce au văzut. Mi-a plăcut foarte mult. Am participat și eu la el și mi s-a părut o experiență extraordinară. De ce crezi că se fac asemenea flashmob-uri? Păi, ca oamenii să uite 5 minute de treburi, de astea, să uite pentru 5 minute, să se bucure de viață. Mie mi s-a părut foarte frumos, un mod de a exprima pentru oameni, să se bucure măcar 5 minute. Se pare ceva interesant, că ar trebui să fie făcute mai des? Da, mie mi se pare că ar trebui să fie făcute mai des. A fost frumos. În ce sens te-a atras? A fost dansul foarte distractiv și mi s-a părut că s-au distrat copiii. Pentru participanți, dansul este o pasiune. Același lucru îl spune și Andreea, o începătoare fascinată de această artă. Păi am văzut pe YouTube, pe internet și mi-a plăcut foarte mult cum dansează. Și m-am gândit să vin și eu la sală să văd cum e. M-a impresionat foarte mult colegii mei de dans și m-am gândit să încerc și eu să învăț mișcările lor. Crezi că prin flashmob-ul care l-ați făcut un pic mai devreme ați stârnit un pic atenția, pe lângă atenția publicului, așa o curiozitate de a dansa? Da, da, cred. Același lucru îl spun și colegii ei care fac dans de ani buni. Eu fac dansul de 7 ani de zile în acest centru de dans. Îmi place foarte, foarte mult și am făcut acest flashmob prin energie să invităm cât mai mulți dansatori. Și vreau să spun că de 7 ani de zile viața mea s-a schimbat radical. În bine, bineînțeles. Fac dans de 5 ani. Sunt instructor de dans sportiv și de street dance. Flashmob-ul, crezi că prinde la public? Crezi că le transmite ceva? Atâta timp cât transmitem o temă și... Da, da. O adunare mare de oameni, bineînțeles că, wow, lumea de la servici vine, wow, ce cu ăștia. Super tare. E distractiv. Prin dans, spun ei, oamenii pot vedea și latura frumoasă a vieții. Acesta a fost și motivul pentru care s-au gândit să organizeze un flash mob. Am vrut să sărbătorim zilele Constanței cu toții, cu micul mare, au fost copii de la 5-6 ani până la adulți, să sărbătorim cu toții această zi frumoasă. Cum a apreciat publicul ceea ce ați făcut voi? Măi, deci nu mă așteptam să fie atât de multă lume. Au fost, cred că, 150 de cursanți, de participanți și peste 200 de persoane martore la acest eveniment. A fost super, super tare. Evenimentul nu a durat decât câteva minute, însă cei care l-au organizat sunt siguri că și-au atins scopul și au reușit să-i desprindă pe spectatori de realitate preț de măcar câteva momente.